Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit. În episodul de astăzi vreau să vă arăt cum plantez eu prăduț tuia. Am aici în față 3 prăduți tuia smarald. I-am cumpărat de data aceasta la ghiveci. Toți prăduții care am în grădină și la stradă sunt la sac. Practic sunt în sac, nu la ghiveci. Pentru început am făcut gropile. Mi-am ales, bineînțeles, prima dată terenul unde vreau să plantez. Am marcat terenul. Practic, distanța între prăduți eu o să pun la 2 metri. Minim este recomandat, dacă vreți să fie frumoși, 1 metru jumate. Sau dacă vreți să-i puneți ca și gard viu, între 50-60 de centimetri. Eu am pus distanța să fie la 2 metri. Gropile, în mod normal, trebuie făcute să fie la 30x30, pătratul să fie 30x30 minim. Eu fac la 60, în mod normal, pe 60, cu adâncime de 40. Fac această groapă la această dimensiune datorită faptului că o să afânez bine pământ, o să-mi adaug pământ și o să-l afânez, cum sunt aceste două grope. Practic unde am mai adăugat pământ. Aici am făcut groapa 60x60 la decime de 40 și am mai adăugat pământ, ca pământul să fie foarte bine afânat. Și las numai 20 de centimetri cât e ghiveciul, cât e pământul la tuia sau rădăcinile. Și o să-l așez în pământ acum. Așa. Și vom adăuga din nou pământ. Așa vom proceda cu toți păduții. Eu nu am adăugat niciun îngășământ. Vedeți, pământul este destul de afunat acum. Da. Rădăcinile o să aibă loc să se dezvolte. Pe urmă o să-l calc foarte bine. Acum calcăm. Lăsăm puțin șanțuleț pentru a avea loc unde să punem apa. Să-i udăm. Mai adăugăm pământ. O să mai călcăm o dată. Lăsăm bine pământul. Așa vom proceda cu toți prăduții care avem de plantat. După plantarea lor, în primele 10 zile o să îi udăm. Timp de 10 zile îi udăm cu
aproximativ 2 litri de apă, 2 litri, 2 litri jumate de apă. Dacă pământul se mai tasează, mai adăugăm pământ până la nivelul lor. Așa cum am spus, așa o să continuăm cu toți băduții care avem de plantat. Zilnic trebuie neapărat seudat, timp de 10 zile. Ca și prin tratament, se stropesc cu șam 77. Eventual, dacă doriți, pentru creștere rapidă, sunt tot felul de stimulente. Stimulatori de crește Atonic, Propax, dar la rădăcină la fel se poate folosi Rozormin sau Propax. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Eu o să continui să-i plantez. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Până data viitoare, vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere!